Vreau să vă întreb, domnul Rotaru, cât costă Badel și că Badel, că aș vrea să-l cumpăr de la dumneavoastră. Același răspuns vis-a-vis de întrebările cât costă jucătorii, vă dau răspunsul pe care îl dau tuturor care întreabă, că sunt cluburi sau agenți. Noi nu suntem la piață, nu avem prețuri la tarabă, un leu kilu de roșii, 2 lei castravetele. Am înțeles, dar mi-l vindeți, vă rog, că vreau să-l iau, îmi place, dar nu mai pot de băiatul ăsta. Dar ce anume doriți să faceți cu el? Cum, ce să fac? Să-l dau mai departe la o altă echipă în profit. Adică vă place și vreți să-l dați la alții? Da, păi pentru că n-am echipa mea, domnul Rotaru. Acum, lăsând gluma la o parte, ce, ziceți-ne și nouă în două vorbe povestea lui Badeș, pentru că nu pot decât, credeți-mă, să vă felicit pentru acest jucător. Este un jucător cu potențial nu mare, ci imens. Uriaș, uriaș. Ăsta va fi jucător pe care o să-l dați fundaș central cu 8-10 milioane peste 2 ani. Să țineți minte ce v-am zis azi la Fanatic. Dar noi aveam alte așteptări mai mult, dar mă rog, acum dacă... Cum? Cum a zis? Aveam așteptări mai mari, nu vrea să ne... Păi e fundaș, rezumă. Domnul Rotaru. Păi e fundaș, dar e fundaș de picior stâng. Vedeți că ei doi care sunt cu 2 ani mai mari decât el din Naționala Creației sunt 150 de milioane de euro împreună. Da? Dar nu despre asta vorbim. Este un jucător cu calități, e un jucător tânăr, are 19 ani. Și are stângul, e stângat și dreptul... Doamne, cum l-ați adus? Cum l-ați adus? Că asta mă... Că știm ce jucă. Cum l-ați adus? Așa cum aveți și al jucători. Prin diverse informații, culegem informații. Am avut, de exemplu, Mitică Barbu, coordonatorul, din punct de vedere tehnic, al centrului nostru de copii juniori. A fost 5-6 zile în Croația. Am văzut acolo, la toate, de la 16 ani la 19 ani, am văzut foarte multe meciuri oficiale, l-a văzut Mitică, a venit de acolo efectiv impresionat de ceea ce a văzut. Adică noi când scoatem câte un jucător și spunem că este Mbappé sau Messi sau Neymar, ăia mai au 3-4 care sunt peste el. Adică credeți-mă că este mult, mult în spate. Da, un mic Gvardiol de la croați, Badel. Cât ați dat pe Badel, domnul Rotaru? Cred că undeva la 200.000 de euro, nu am sumele. Și 200.000 și pe cât timp e semnat? Pe 5 ani? Pe cât e? Pe 5 ani. A, deci credeți-mă, aveți un fotbalist acolo, deci mă uitam la acest băiat, ce maturitate poate să aibă la vârsta lui pe un post care nu e al lui. A jucat cu nu doar cu Farul. Am zis Farul că e ultimul meci. Incredibil. Și cu CFR. Și cu CFR. Foarte bine. Da, și cu CFR. Cum?